Incendiul a fost observat în toiul nopții de câțiva oameni care au dat alarma. S-au speriat atunci când au văzut flăcările imense care păreau să amenințe toate clădirile din jur. Păpaia putea fi observată chiar și de la câțiva kilometri distanță. Am văzut o flacără foarte mare, erau flăcări aproape de 15-20 de metri, lumină orbitoare și am crezut că e ceva la bancă încolo. Flacăra aici a ars, se vedea în fabrică flăcările. Mar, domnule, mare, mare, cât locul, aveau de 15-20 de metri. Vă spun, dacă s-a văzut, mi-a spus chiar șeful de post care e aici, a văzut de la Humor. Foarte mari, sunt cam 7 kilometri. Vă spun, flăcul a fost în jur de 20 de metri, el a izbucnit tare. Aici a fost o hală înaltă de vreo 10 metri și cu ce e flacăra aproape peste 24 de metri. De la ce a pornit? Se lucrează, a dat, sunt niște oameni, niște români, taie, le-a dat dreptul, nu știu, s-a făcut o afacere, taie, desafectează, taie, studiază, taie, tot absolut, taie. Și ei chiar aici stau, taie, și de la ei a provenit. E periculos așa, se taie, se lasă? Dar cum să nu? Și mai ales aici ce se întâmplă, că aici sub tasă e tone de rumeguș. Ne vedeți, acolo era sus un buncăr mare care încăpeau zeci de tone de rumeguș care puneau în mașini și s-a urcat sus ca să-l luase sus, vă dați seama, la 15 metri sus. Și de desubt există rumeguș. Acest foc nu va fi stins, va arde toată ziua. Dincolo de tabără, nu știam unde arde, mă gândeam că arde o casă ceva. Și v-ați speriat? Enorm, nu știam ce arde. A fost nevoie de ore bune de luptă cu flăcările. Echipajele de pompieri din tot județul au fost solicitate să intervină, fiind un risc ridicat de propagare a incendiului către alte clădiri. În jurul 2 am fost anunțat pe sistemul 1 de urgență 112 despre izbucnirea unui incendiu la fabrica de cherestea din Frasin, fosta fabrică 1. La sosit la locul intervenției, după cum se vede, s-a găsit că ardea hala de gatere. În condițiile în care această fabrică este proiect tehnologic oprit, era în dezafectare, era practic în lichidare. După câte știm că în ziua precedentă s-a lucrat pentru dezafectarea instalațiilor. Avem cunoștințe că s-a folosit aparate de sudură pentru tăierea fierului, deci ca o primă ipoteză, fără a ne pronunța cu exactitate, ar fi incendierea rumegușului prin ardere mocnită, o perioadă mai lungă de timp de altfel, și dezvoltarea incendiului ne arată acest lucru, dat fiind faptul că de la martorii oculari s-a spus că a fost o răbufnire totală a întregii hale și s-a și prăbușit de altfel acoperișul. Acționăm acum cu 8 autospeciale de la subunitatea de raion Gura Humorului, Câmpul Lung, Suceava, Fălticeni și Solca. De asemenea, acționează și serviciul voluntar pentru situații de urgență a orașului Frasin. Era o operațiune dificilă, deoarece clădirea ce avusese mai multe nivele se prăbușise, iar accesul către flăcări a fost limitat. Complexitatea acestei operațiuni rezidă în mai multe aspecte. În primul rând, este timp de noapte și este pericol pentru servanți, dat fiind faptul că hala gatere este pe mai multe niveluri, inclusiv subsol, și există pericol de cădere în flacără. De altfel, o parte din zidurile acestei hale, zidurile laterale, cum se vede în partea dinspre răsărit, s-a prăbușit o parte din zid. De asemenea, a fost pericol propagare inclusiv la ciclonul de rumeguș, care se vede tot în partea de răsărit. Este rumegușul care, după cum se știe, arde o durată mai mare de timp, arde mocnit, se propagă inclusiv ascuns, pentru că a fost un rumeguș ascuns. Și nu în ultimul rând, după cum se vede, condițiile meteo arată un vânt nu prea mare, dar suficient ca să creeze scântei, să le poată duce către periferia locului incendiat, deci către vecinăveți. Cu toate că sunt indicii puternice că incendiul a izbucnit de la un aparat de sudură folosit pentru tăiat fierul vechi, persoanele care îl valorificau neagă că ar mai fi lucrat în ultimele zile. A fost din astea tot mare. Joi, da. Joi a tăiat tot mare? Da. Și cu ce tăiați? Cu axele. Cu ce? Cu axele.
trec cu autogen, cu ce? Da, da, da. Dar ce s-au aprins? Deselinii, așa? Da, deselinii, domnule, uite, băiatul ăsta a ieșit la două noapte afară și nu era foc. După aia am intrat, cât am stat 10 minute, nu am văzut foc. Doar noi nu suntem bucuroși ca să dăm foc. Nu știu, așa, ci noi credem că cineva ne-a dat foc. Doar nu a prins, nu a prins de la pod, a prins de la teras. Acoperișul, de ce a acoperișul prima dată? Trebuia să ardă de sus. Deci acoperișul ar fi. Da. Urmează ca în urma cercetărilor să se stabilească cu exactitate cauza incendiului.